E ceva. Tabăra Bucuriei se află în localitatea Bratovoești din județul Dolj. Construirea taberei a început în anul 2020 cu ajutorul unei echipe de voluntari inimoși. Tabăra are 4 căsuțe din lemn ca spații de cazare și un centru de zi. Primăvara și toamna vor fi dedicate weekendurilor cu familiile copiilor. Fiecare căsuță va primi câte o familie care se va putea deconecta de la rutina zilnică. Tabăra este gândită pentru a găzdui în ture de câte o săptămână 16 copilași cu afecțiuni, săptămână în care ne vom distra și vom face tot felul de activități recreative, astfel încât să-i facem să uite de toate bolile, toate grijile, toate tratamentele dureroase. Aici toți suntem veseli și ne deprindem de toate chinurile astea date de boală și de izolarea în spitale. Toate acțiunile asociației care a construit tabăra se bazează pe voluntariat. Voluntarii sunt cei care își dedică o parte din timpul lor celor care trebuie să depășească o perioadă mai grea a vieții. Copiii sunt speciali, normal că vrem să-i ajutăm cât de mult putem și să le oferim un răgaz în care să uite de suferința prin care trec. Zâmbetul de pe fața lor în momentul în care se bucură și uită de perfuzii și de branule, nu mai contează, se uită totul. Da, e o chestie pe care trebuie să o facem. Noi trebuie să ajutăm, să fim empatici și să îi ajutăm cu cât putem noi. Tabăra Bucuriei este locul unde copiii cu afecțiuni grave se bucură de activități de recreere și jocuri. Pentru ei, astăzi, s-au organizat un spectacol de magie și socializarea cu câinii de salvare ai Centrului Național de Educare Canină. Mai tare! Stai! 1, 2, 3, 4, 5! A cincea carte! Încercăm să realizăm un aspect psihoemoțional și relațional. Încercăm să fie în primul rând, un impact emoțional pentru copii. Uite, să le arătăm o altă șansă, da, pe care viața le o poate oferi, o altă relație și cu siguranță vor ține minte acest joc, da, sub aspect terapeutic cu căței. Investiția în realizarea taberei a ajuns la aproape 1 milion de lei. Tabăra cuprinde 4 căsuțe din lemn, ca spații de cazare și un centru de zi care poate găzdui 16 copii și personalul aferent în perioada verii. Tabăra Bucuriei are în evidență 40 de copii cu probleme oncologice și alte afecțiuni grave din toată Oltenia.